Fii atent! Hidroelectrica începe un nou raliu. Și cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să-ți faci o analiză proprie astfel încât să poți să iei decizi în cunoștință de cauză. Mie mi-a luat mai bine de o săptămână să fac această analiză și să iau decizia că vreau să cumpăr hidroelectrica. Și în momentul în care am făcut publică această informație, mi-am primit o grămadă de hate în zona de comentarii. Și iată ce mi-au spus oameni. Hidroelectrica va livra mai puțin decât titlurile de stat în următorii 3 ani. A fost listată supraevaluată, iar dividendele cel mult vor compensa scăderea de cotație până ajunge la fundamente care pentru o astfel de companie sunt sub PI de 10. La bugetul actual mai are circa 30% de scăzut. Dan, el spune că după calculele mele, pe baza BVC rectificat la H2O, pentru mine este prea scumpă la 120-130 de lei. Ar avea un per de 13 plus anul ăsta, doar voi urmări pe margine ce se va întâmpla cu prețul acțiunii. Și mai avem o a treia persoană care spune, oh my god, nu înțeleg cum de sunt oameni care te urmăresc. Păi, haide să vedem. Săptămâna trecută am spus că sunt două scenarii când vine vorba despre hidroelectrică. Ca un scenariu bullish, adică trendul să se continue, și un scenariu bearish, în care trendul să facă o schimbare și să înceapă să scadă mai mult decât a scăzut până în momentul acesta. Și am spus atunci că Scenariul numărul 1 are șanse mai mari să se întâmple. De ce? Pentru că tendința trendului este să se continue, nu să se schimbe. Și tocmai din această cauză am făcut și o analiză fundamentală pe această companie și am setat un preț țintă de 120 de lei pe acțiune. Preț țintă de achiziție. În momentul în care eu mi-am setat acest preț, l-am trecut în tabelul meu unde îmi fac analiză calitativă, cantitativă și prognoză după analiza tehnică. În mod natural, apare aici o sentință de bai. Adică, tabelul îmi spune că ar trebui să cumpăr acțiunea, chiar dacă astăzi, sau la momentul în care am făcut analiza, prețul pe acțiune nu era fix 120 de lei pe acțiune. Ei bine, eu ce fac? Păi eu mai stau să mă gândesc dacă este o investiție bună sau rea. Păi tabelul îmi spune dacă ar trebui să cumpăr sau nu. Și ce am făcut? Păi am cumpărat. Ei bine, eu am cumpărat, doar că nu am prins la 122 de lei pe acțiune fix cât era prețul în momentul în care am făcut analiza. Am prins la 124. Și acum o să spui, păi da, dar ți ai setat prețul la 120, și ai cumpărat la 124? Da, am cumpărat la 124 pentru că investițiile nu fac parte din categoria științelor exacte. Și atunci, dacă nu fac parte din această categorie, poate ar trebui să-mi iau o marjă de eroare. Și atunci eu am cumpărat la 124, și după ce am cumpărat, prețul pe acțiune a început să crească accelerat. Și atunci, am luat eu o decizie bună să cumpăr hidroelectrica sau nu am luat o decizie bună? La o primă vedere, pare că am luat o decizie bună. Pentru că după ce am cumpărat această companie, prețul pe acțiune a început să crească. Însă, în realitate, pe mine nu mă interesează ce se întâmplă cu prețul pe acțiune astăzi, mâine, poimine, peste o lună. Eu vreau să investesc în această companie pe o perioadă lungă de timp. Și atunci, chiar dacă astăzi se pare că am luat o decizie bună, e posibil că la un moment dat prețul să înceapă să scadă. Va începe mâine să scadă prețul pe acțiune? Puțin probabil, pentru că deja am început un nou impuls și în momentul în care începe un impuls are tendința să se continue. Și atunci, haideți să tragem și câteva concluzii. Voi mai cumpăra acum hidroelectrica? Adică astăzi voi mai merge pe piața locală să cumpăr hidroelectrica? E bine, astăzi nu. Astăzi nu voi mai cumpăra hidroelectrica pentru că trenul a plecat deja din gară. Eu prefer să cumpăr acțiunile când sunt la început de impuls, cum am văzut mai devreme la hidroelectrica. Astăzi hidroelectrica nu mai este la început de impuls, deja impulsul a început să meargă destul de accelerat în sus și astăzi nu mai este un moment bun de achiziție pentru mine. Asta înseamnă că nu voi mai cumpăra niciodată hidroelectrica, sub nicio formă. Nu voi mai cumpăra astăzi, dar viitorul este lung. Voi mai veni și în viitor să acumulez acțiuni la această companie, care mi se pare o companie interesantă pe perioadă de 5-10 ani. Voi bate piața dacă voi continua să investesc în hidroelectrica? Păi, părerea mea poate nu e atât de importantă. Dar dacă ne uităm în tabelul de analiză pe care le-am făcut, el așa spune. Adică tabelul de analiză îmi dă posibilitatea să nu mai intervin eu emoțional în piață. El îmi spune în mod automat dacă ar trebui să cumpăr sau să nu cumpăr o companie. Și îți recomand și ție să-ți faci un astfel de tabel pentru că îți va oferi o claritate și o liniște emoțională de care n-ai avut parte niciodată. Asta înseamnă că și tu trebuie să cumperi hidroelectrica? Nu neapărat. Nu neapărat. De ce? Pentru că tu trebuie să-ți faci o analiză proprie astfel încât să poți să iei decizii în cunoștință de cauză. Nu cumpăra sau vinde când cumpără și vând eu. Cumpără și vinde în momentul în care tu știi foarte clar de ce iei aceste decizii. Pentru că sunt șanse să nu înțelegi deciziile mele. Și atunci este posibil să faci ce fac eu și să nu obții rezultatele pe care le obțin eu. Tocmai din această cauză, ca de fiecare dată, îți recomand să înveți sigur să-ți faci o analiză fundamentală, să faci o analiză calitativă și cantitativă și să înveți să faci analiză tehnică astfel încât să poți să cumpere aceste companii la prețul corect. Nu fă ce fac alți investitori din piață pentru că obiectivele lor investiționale e posibil să nu fie egale cu obiectivele tale investiționale. Așadar, de fiecare dată îți spun, fă o analiză proprie și ia decizii în cunoștință de cauză. Și dacă ți-a plăcut munca pe care am depus-o aici pentru tine, te rog, apasă butonul de like, și am calcul să te abonezi la canal ca să fii notificat de fiecare dată când fac un nou upload. Chiar dacă sunt consultant financiar și investitor acreditat de statul român, informațiile prezentate în acest video nu reprezintă sfat investițional personalizat pentru tine. Nu reprezintă sfat pentru plata taxelor și impozitelor și nu reprezintă sfat investițional adaptat nevoilor tale personale. Acest video prezintă perspective generale, informații și comentarii. Orice tip de active prezentat în acest video nu ar trebui considerat ca recomandare venită din partea mea. Acest video nu este și nu ar trebui să fie considerat niciodată ca fiind suficient pentru ca tu să iei o decizie investițională. În același timp este posibil să deții un portofoliu personal, o parte sau toate activele prezentate în acest video. Și nu înseamnă că și tu ar trebui să deții aceste active.